Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților, că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri.